Mobilizarea impresionantă de forțe în Timișoara. Polițiștii sunt în continuare în alertă după ce au încercat să oprească un șofer fugar cu mai multe focuri de armă. În decursul celor trei zile de căutări au fost organizate mai multe filtre de poliție. Autoritățile au verificat zeci de șoferi, mașini și documente în încercarea de a-l prinde pe fugar. Bărbatul se pare că ar fi avut un mandat de arestare emis pe numele său, iar când agenții au vrut să-l rețină, a demarat în trobă ignorând avertismentele oamenilor legii. Polițiștii au făcut publică imaginea fugarului și fac apel la cei care îl văd să sune imediat la 112. Continuă căutările în cazul șoferului Fugar din Timișoara, avertizat cu mai multe focuri de armă de polițiștii care au încercat să-l prindă. Autoritățile timișorene s-au mobilizat și au făcut mai multe cercetări, atât la proprietatea unde șoferul și-a abandonat mașina, dar și în cartierul în care a fost văzut ultima dată. Însă căutările nu au dat roade. Mai mult decât atât, au fost organizate filtre de poliție în cadrul cărora agenții au verificat zeci de șoferi împreună cu mașinile și documentele pe care le dețin. Ancheta autorităților se află în plină desfășurare. Oamenii legii au făcut publică fotografia șoferului fugar, iar polițiștii fac apel la cei care îl văd să sune imediat la 112. Incidentul care a avut loc pe un important bulevard din Timișoara a fost surprins de camerele de luat vederi montate în zonă. Totul a început în momentul când polițiștii au tras pe dreapta un șofer în vederea unui control de rutină. Agenții i-au solicitat documentele bărbatului și au constatat că pe numele lui era emis un mandat de arestare. Din imagini se observă că oamenii legii se întorc către mașina a bărbatului moment în care acesta calcă pedala de accelerație și demarează în trombă. Ca să-l oprească pe fugar, polițiștii trag mai multe focuri de avertizare, dar demersul lor a fost în zadar, pentru că individul și-a pierdut rapid urma în trafic. La scurt timp, în teren au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție care să dea de urma individului. Oamenii legii au descoperit mașina bărbatului parcată în curtea unei case, însă, posesorul autoturismului dispăruse.